Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni! Astăzi încercăm joculețul numit Unrailed 2, unde noi trebuie să ajutăm un trenuleț să ajungă dintr-un punct în altul, dar evident noi trebuie să-i facem traseul și nu este chiar atât de simplu pe cât ați crede. Așa că oricum o să vedeți în minutul următoare care este procesul de creație a traseului, dacă este un fel acesta. Dar e posibil să cunoașteți deja jocul, pentru că a apărut de câteva zile și, desigur, mi se pare că am făcut și clip cu primul joc, dacă mi-aduc bine aminte. Dacă nu, știu sigur că au făcut câțiva youtuberi de la noi clip cu primul joc Unrailed. Așa că hai să nu mai pălvărgim mai urea, dați și voi micuț like acolo așa și să vedem cum se prezintă Unrailed 2. Să știți că eu am intrat deja în joc puțin să văd tutorialul, care este schema cu el și toate alea. Așa că o să dăm speedrun prin tutorial, că știu cu ce se mănâncă treaba asta de aici, dar o să încerc să vă explic și vouă să vedeți exact care este treaba. Deci ăla este trenulețul nostru, pe care noi trebuie să-l ajutăm să ajungă la stația de acolo. Dar pentru a-l ajuta trebuie să-i construim o cale ferată. Ceea ce, evident, e destulă muncă dacă e să mă întrebase mine. Și cum facem noi să-i construim calea asta ferată? Ei bine, ca să-i construim calea ferată, va trebui să ne utilizăm de resursele pe care le avem în jur. Adică să tăiem lemne și să spargem pietre. Pietrele sunt mai degrabă minereuri de fier, dacă e să mă întrebase mine. Pentru că din aceste minereuri de fier pot construi mai departe șine pentru tren. Uite, noi avem acum niște elemente aici. O să încerc să las târnăcopul jos, o să vin să iau bucata asta de lemn să pun aici, o să pun și bucata asta de metal. Cu Spacey lucrurile și le aranjez. Well done. Uite, el tot ne explică ce trebuie să facem aici, dar eu m-am prins deja că am făcut tutorial, v-am spus. Și acum venim, luăm ăsta și putem să construim deja linia de tren. Evident, trebuie să pui toate elementele în spatele în spatele locomotivei. Să mai luăm și lemnul ăsta de aici ca să putem construi ceva. Încerc să-i mai fac o șină aici. Sau hai să-l facem de direct de aici, să facă stânga. Și trenul va merge într-o viteză constantă din ce am observat. Doar că mai târziu există șansa să se încingă puțin și va trebui să-l calmăm, să nu se supra-solicite acolo, să vedeți, uite, încetul cu încetul devine în ce în ce mai roșu. Nu e doar de construit șina de tren, boys, sunt mai multe elemente pe care trebuie să le faceți, iar ăsta este unul dintre acele elemente. Găleata cu apă nu avem încă, dar o să ne ofere tutorialul în câteva secunde. Pentru că, după cum bine vedeți, trenul mai are puțin și simte că ia foc. De fapt, dăm doar asta, că nu trebuie decât o piesă, mai trebuie să o facem. Da, și de acum o să... Uite, vedeți, ne spune imediat că ne arde locomotiva. Și venim frumos, luăm găleata cu apă, așteptăm să se umple și, bum, am rezolvat și criza asta. Iar, cu asta am încheiat traseul nostru pentru, pentru trenuleț. Bun, și acum am primit un vagon nou din ce văd. Un vagon care poate să care 3 șuruburi. Sau nu, costă 3 șuruburi. Jocul este roguelike, în caz de nu v-ați prins. În ideea că trebuie să alegi diverse trasee și mi se pare că și shop-ul este RNG și tot ce poți găsi este destul de random, ceea ce mi se pare tare rău de tot. Pentru că mie îmi plac roguelike-urile foarte, foarte tare. Opa, nu cred că vreau să-l pun acolo, cred că tot aici poate să vină perfect. Și să ne alegem o rută. Avem shop aici, dar nu am decât 3 bolturi și asta ce... Oh, crate. Și medium. Hai la shop mai degrabă. Care easy, nu știu exact care e spilul, dar vedem imediat. Și avem extensia aia pe acolo și noi trebuie să ne croim drum către... către partea aia de acolo. Opa, văd că trenul începe curând să meargă. Want to cross the river? Place wood on water, create bridges. Oh, ok, deci trebuie să facem... Nu, mă, ce? N-am vrut așa, firar. Stai că trebuie să facem poduri. Bine, într-un fel sau altul tot îl ajută. Așa, mă, și acum trebuie să craftăm de ăsta și noi. Am dat eu aiure acolo. Stai că și găleata cu apă aici. E greu cu uneltele, trebuie să le managerezi o grămadă. Și e tare rău de tot jocul ăsta că puteți să-l jucați cu prietenii. Și mi se pare că nu trebuie să aveți decât unul dintre voi să aibă jocul cumpărat, că după aia puteți să jucați pe acel streaming ceva, ceva al Steam-ului, știți voi. Shareplay-ul ăla lor, care e destul de mișto, dacă e să mă întreb pe mine. Să luăm și resursa asta, să o punem aici.
Să pregătim și ne noi. Deci ar trebui să fie drum drept, nu? Adică, logic vorbind, n-am avea alte chestii importante de făcut. Dar bine, problema mea acum e că eu nu cred că am cum să traversez și curând o să trăiască să... Oh, se încinge locomotiva, bro! Calmează-te, nu mai lua foc. Ce faci acolo, mă? Stai să-mi fac și eu un drum ca să pot traversa. O să vreau să ajung în partea aia. Știi, și m-am făcut drumul pe partea aia ca să iau tot pe aici. Așa. Începem să tăiem de pe aici. Încetul cu încetul se încinge trenulețul. Eu mă gândesc că poate ar fi o leacă și mai ușor de jucat jocul ăsta pe controller. Ok, avem destule lemne acum. Hai să traversăm repejor aici ca să rezolvăm cu minereurile, că uite, de minereuri nu m-am ocupat. Dar e bine că mi-am făcut drumulețul ăla de acolo, că simt că ar fi fost jale. Ok, ăsta văd că începe curând să ia foc, stai cu minte, dă-și tu șina. Mai du-te. Hai că avem aici niște lemnuți, pardon, niște minereuri, lemnul e aici. Dar asta e partea nașpa, că e mult de lălăit cu piesele astea. O să aducem și lemnele de aici, că minereuri mai avem și pe partea alaltă. A, dar le poți aduna mai multe. A, cum am văzut? Îmi poți să-ți faci stack-uri. Iar tare dacă puteai să craftezi mai multe deodată. Mai multe piese deodată, dar cred că deja e prea derby. Prea derby. A, și dacă ai aceeași lucru în mână, ți se stachează, acum am înțeles. Ok. Aha, uite cât a stacul de chestii. Dășina. Mă duc să aduc ăsta la alt. O să-mi iau târnăcopul de aici. Da, cred că mai întâi să punem ăsta la craftat. Ia târnăcopul să-l ducem pe partea asta la altă. Oleu, mi s-a părut că a luat foc. Bă, lua foc. Am uitat, băi. Băi, lua foc trenul. Doamnă. Stai așa că săpăm noi pe aici să fie frumos și bine. Ca să avem lejer toate resursele necesare. Bun. Avem și aici de-astea, baie. Deci ce mă, ne-am blindat de resurse acum. Mă, numai să avem ce să facem cu ele, știi? A, dar oare dacă le pui? Da, mă, merge și așa. Aoleu, ce s-a întâmplat? Ai, se termină trenul. Îi se termină șina, știu, bro. Răbdare. Leu, am uitat complet, mă. Și lăsam pe ăsta acolo să facă prostiile lui. Eram pe lumea mea acolo, craftam chestiuțe și nebunii. Bă, dar am consumat toate lemnele? Refuz să cred că așa repede ne-am consumat astea. Bă, dar stai că s-ar putea să fie greu cu șina curând. Bă, șina. Stai așa că trebuie să facem alt tip de șină curând. Deci hai să o ducem în sus pe asta. Așa. Atât. Vai de mine și de tine. Gata, mă, și am încheiat și nivelul ăsta, bă. Cu greu, dar ne-a ieșit. Au un lung greu de tot. Ok, și de aici trebuie să ne alegem un alt card pe care noi putem să folosim, o altă extensie. Ok. Și ce extensie avem pe aici? Ce e asta? Magnet. Pickups, item very close to the wagon, increase the wagon stack. Allow you to pass through the wagon. Bă, asta ar fi super OP, dar cred că o să iau două. Oh. Gata, hai că nu mai avem chestii. Băi, nu poți? A, bă, da, încăpeau două. Încăpeau două, nice. A, dar poți treci numai prin ăsta. Oh, fire ar să fie. Ăsta e boss fight, ia zi. Da, asta e boss fight aici. Trebuie să ajungem acolo repede, repejor, că a luat foc fabrica. Oh, și poate să-ți distrugă chestii. Respectabil.
Hai mai în față. Jos. Jos. Bun. Stai mă așa. Fui. Mă, oare poate să-mi distrugă șinele? Cum ar fi? Atât ar mai trebui. Să mai por și de grijă aspectului ăsta. Bă, dar ne mutăm și nu o să am acces curând la minereurile alea. O, nu trebuie mult lemn. Ăsta se și mișcă. Mor lemn. Mamă, dar trebuie să fac lemn pe partea aia de acolo, bă, cu... cu minereurile. Hai că mai dă asta și mai ajută la tăiat, dar... nu mă bucur aspectul ăsta, stai așa, stai să facem asta până partea asta de aici. O, nu. O, nu, am pus aia din greșeală. Am pus aia din greșeală, băi. Bă, băiatule. Dă bășina. O, nu. O, nu. Băi, 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 băi. Nu mai am minereuri. It's Jover. O, nu, o, nu, o, nu, nu. Mișcă, 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 mișcă. Dar n-am cum să, n-am cum să o pun. Nu, bă, am uitat complet, n-am cum să. Ah, ok, am pus aia. Dar n-am, n-am cum să le pun pe restul. E GG. E GG, n-am, n-am cum să pun aia. Deci e imposibil. F încea pentru tren. Bă, cât de aiurea, mă, că te poți trezi cu, cu chestii de-astea. S-a adus naibii trenul. Băi, băi, a zis că e hard, nu glumă. Vezi, aici, aici e foarte mișto dacă ai, dacă ai cu cine să joci jocul. Ok, cred că am un plan. Și data asta chiar e un plan bun. Credeți-mă. De data asta e un plan foarte bun. Nu, nu mă mai judecați atâta. Eu te erau și minereuri aici. Păi, poți să te duci? Poți să ieși din cameră? Nu mă, fiți atenți aici, nu mă judecați. Am un plan. Data asta îl ducem fix pe lângă aia de acolo, bă, că... dacă-s minereuri alea acolo... ajută foarte mult. Așa... așa... și aici asta... așa. Oh, firar. Oh, fai, leu. Așa, hai să facem repede drumul. Să încroiesc și eu drum pe aici. Ah, what the fuck, las-o jos acolo. Mă, nu mă lasă să... what? Doamne, am crezut că nu mă lasă să croiesc drum pe acolo, ești nebun? Ok, trebuie să, trebuie să udăm curând trenulețul. O să fac și pe deasupra, că e pericol. Așa. Bă, dar nu mai am șine acum. Bă, bă, că ăsta se mișcă. Uh-oh. Nu, bă, și doar l-am făcut. Doamne, e așa de strâmb totul să construiești ceva eșale. Avem unlimited life când suntem la tutorial. Băi, de ce jale? Fără mișto. De-aia vă zic, ăsta ar fi super ușor cu prietenii, dar... momentan duce în lipsă de acest aspect. Dar promit că dacă e ceva ar trebui să-l joc cu, să joc cu cineva, că e tare rău de tot ăsta. Băi, te poate omorâ? Băi! Take me back. Mamă, dar greu pici. Okay, hai să facem șine cât mai multe, că asta e problema mea acum. Fă șinile, dragule. Mai multe șine. Doamne, trebuie lemnul ăsta. Ce greu e cu managementul ăsta de resurse, n-am să vă mint. Mamă, și-au zis pe lemnele de acolo. Oh, nu. Oh, nu. E așa gras. What? What?
ce e toporul ăsta aici? Păcat că nu poți să iei șine din spate, știi? Asta ar fi fost tare. Să poți să iei șine din spate. Așa, stai să văd cum fac aici. Nu, nu, repede să nu mă blocheze. Bă, dar n-aș fi putut mă lovi focul ăla mai mult, nu? Gen să lovească unde trebuie. Bă, dar n-am timp să mă ocup de toate. E așa greu. Nu mai am lemn. Arde și locomotiva. Doamne, trebuie să managerez atât, e atât de greu pentru solo. I'm dead. Gata, e GG. Băi, cât de greu e. Legit, nu știu ce ar trebui să iau prima dată ca să nu mai am probleme. Doamne. Ok, da, m-am prins că e limitat. Dubla 3. Aveți încredere, boys. What? Așa se folosește ăsta? Cred că cine știa jocul își pune mâinile în cap în momentul de față. Bobo, de ce n-ai citit? Bobo, de ce ești așa de prost uneori, Doamne? Văleu! Deci eu am ratat o mecanică completă. Doar depozitează aici. Gen, oh nu. Oh nu. Doamne. Viața mea a fost o minciună completă. What do you mean? Ah, păi acum viața e mult mai simplă, mă, ce aveți? Puilor, viața e easy acum. Iuuu. Bine, more or less easy, că încă n-am minereuri. Pune acolo că e jale. Bă, dar numai una mi-a făcut, aia zic, nu dă-și, dai și ăsta mea niște minereuri, că trebuie. Doamne, să poți să le pui să se facă singure, păi de-asta e next level. Next level, vă zic eu. Stai să-mi duc și eu uneltele astea aici. Să rămână la îndemână. Așa, dă și tu șinele alea mai multe ca să croiez drumul din start, să l-am făcut aici. Nu, bă, nu pe mine. Ce mai întrebe? Întrebe minereuri, că de-alea n-am. Dă târnă copul. Hai să iau lemnul ăsta de aici. Să-l plasez. Și acum lemnul ăsta se automat de sus numai. Mamă, mi l-a spart ăla perfect, te pup. Oh, nu! Nu! Nu, 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 nu! Hai că nu mai întrebe rută. Că pot să iau pe aici. Oh, ups. Mai aveam una. Dar și ce n-am acum? N-am lemne. Iar lemnele-s departe rău de tot, sau? Lemnele-a spart acolo frumos din partea lui, dar... Mă repede. Mă repede. Respect. Și acum o să mă duc repede sus. Ha, mă, că se poate, se poate, mă, vă zic eu. Noi suntem forța divină a trenului. Ok, lil bro, nu te dărâme acum. Ai încredere.
Dacă mi-ar selecta drăcia asta de joc. Toți. Doamne, doamne. Murim. Murim în lavă, bă. Doamne, cât de greu e. Și astea sunt buffere, ce mă gândesc, nu? Asta ce e? Double dash, walk faster, respawn faster, nu, walk faster. Așa că poți să te miști un pic mai repede. Doamne, leave the train facility here. Întreb când se termină tutorialul, tău. A, și acum să avem grijă. Gata, de acum cred că am ieșit din un tutorial, da. You currently have no tasks. Mamă, ce e asta? Asta nu e că prieten, asta e un bot. Nu vreau, mă, prieteni. Emoji wheel. A, și după ăla poți să-l pui la muncă, gen. Skin added. A, cu F pasez controlul. Nu, bro, minează și tu aici, te rog. Gata, mă, m-am prins, ce aveți? Hai că eu iau ăstea. Deci eu îl pun pe el pe os de sclav, mă, ce aveți? Our subject today, slavery. Ia și acum du-te și tu sus aici și taie. Lasă ăstea. Eu mă duc să spasez aici chestiuțele. Unde e capătul? Mamă, e departe capătul ăla. N-am să mint, e departe. E destul de departe. Mamă, dar tot răsar chestii din pământ. Ce se întâmplă, doctore? Stai-mă așa. Lulu. Așa, așa. Ok, mai trebuie. Găleată cu apă curând. E capibara sau ce, Dumnezeu? Ok, lil bro. Lil bro, târnăcopează. Du-te și târnăcopează că avem resurse de ne rupem pe aici. A, și din cauza că plouă mi se umple și găleata. Nu știu dacă observați. S-a umplut și găleata. Nu știu ce să-ți te dau, a apărut așa de nicăieri. Stai-mă așa. O să-i facem rută la trenul ăsta nenorocit. Pe aici. A rămas ăsta fără resurse. A, cu click dreapta îl asignezi acolo. Am înțeles. Să mai luăm niște lemne de aici. O să trebuie să-l punem iarăși la lemne curând că și ăla depinde cât o să, cât o să fie. Faceți loc animăluțelor. Tu, 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 tu. De asta ce e? Asta e alt tip de minereu? A, faci niște șine mai închise, mai turbate. Ce-i cu astea? Că de pe aici ar trebui să coborăm, mă gândesc. Hai că se duce asta și sapă și el pe acolo. Atât. Hai că s-au pus la muncă acolo. Bă, de minereuri o să fie jale puțin că iar ies din raza de acțiune. Oare pot să-l pun pe bot să recolteze? Adu lucruri acolo, frate. Așa, mă, uite că le aduce. Yo, let's go. Mamă, dar poți să pui să facă el toată treaba aproape. Ești nebun? Mamă, chiar că subject of the day, slavery. Uite, și el mi le pune frumos pe aici pe toate, fii atent.
A, păi de asta îmi faci viața mult mai ușoară, doar stau să craftez drumul aproape. Să leacă la el. Bă, ce faci, mă, nu mi le fura! A, trebuie să coborăm cu una. Și apoi să tot scapă tău. Una trebuie să vină pe aici. Bine, să nu mă împodmolească cu chestii. Bă, ce muncitor e, mă, da iar Dumnezeu sănătate la botul ăla. A, și mi le duce fix aici, la capăt de linie, știi? Mamă, păi da, viața e mult mai simplă, mă, dacă te joci cu un bot. Legit. A obosit. Botulache. A obosit Botulache, nu mai are chef. Wally a zis că nu mai vrea. Wally. Gata, mă. E gata, mă, domnule Botan, stai liniștit. Bă, cât de simpatic e jocul, n-am să mint, e tare rău de tot. E tare rău de tot. Eu și cu Bot o facem cea mai bună echipă aici. Botul. Dar, oameni buni, noi să primim aici cu acest video, sper că vi s-a părut și vouă interesant joculețul ăsta și dacă cumva vreți să vedeți mai multe clipuri cu el, știți foarte bine ce vreți să facă. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa, pa!